astfel de evenimente, ele, chiar și în secolul când este foarte ușor de comunicat online, ele fac un miracol în a motiva specialiștii de a schimba practica lor, de a fi, fiindcă adolescența are, de fapt noi toți o avem, această necesitate de a fi abordați mai prietenos, mai uman. Adolescenții reprezintă un potențial extraordinar de mare. Este o perioadă unicală în viața omului, cum nu mai este alta, când se conturează și se consolidează programele de viață ale fiecărei personalități umane. Pe urmă, de acum lucrurile, procesele este după 24 de ani se cam încheie și să schimbi personalitatea unei ființe umane după 24 de ani este aproape imposibil. Și dacă noi în perioada aceasta critică, pozitiv, am urmărit să investim în programe pozitive de dezvoltare, să luăm în particularitate și conferința asta de ce ne place nouă, că ea urmează să pui pe agenda că avem particularități la fete, la băieți. Sunt unele vulnerabilități care sunt mai specifice fetelor, sunt unele care sunt specifice băieților și dacă noi vom lua aceste lucruri în considerație, vom adresa nevoile specifice în dependență de gen, în special, fiindcă cu părere de rău avem multe diferențe de gen în comportamentele fetelor și nu totdeauna ele sunt legate cu un substrat biologic. Adeseori ele sunt foarte mult legate de niște stereotipuri de gen, care au fost foarte larg discutate. E o experiență absolut unicală și pentru noi și pentru Republica Moldova. Absolut unicală. Au venit stelele din domeniul sănătății adolescenților, practic din lumea întreagă, începând cu Australia, Melbourne și terminând deja cu vecinii noștri din apropiere. Avem așa o oportunitate să învățăm dintre cele mai vaste experiență din mai mult de 30 de țări, din regiunea europeană, chiar din Etiopia au venit, din India au venit, din Africa de Sud, din Egipt, din Turcia, nu mai zic toate țările din regiunea și Europa de Vest și Europa de Est. Se petrece un dialog unical dintre specialiști dintr-un mediu de Est a Europei, din specialiști din mediul de Vest. Se încheagă colaborări, se face un schimb extraordinar de învățare reciprocă, de experiență, care noi sperăm că va îmbogăți toți specialiștii care au participat pentru a lua, a prelua. Eu cât am reușit să ciugulez pe la sesiuni, din fiecare, chiar cu cel mai mare interes am luat și eu cred că și pentru Republica noastră va fi foarte util, fiindcă noi urmăm cele mai bune experiențe, evidențe demonstrate aici, să le utilizăm. Suntem în proces de a elabora un plan strategic național în sănătatea adolescenților și vom utiliza foarte activ și eu gândesc că recomandările din care vor fi urmate din rezoluția conferinței și le vom înainta și pentru guvernul nostru, dar eu gândesc că asta va fi foarte util pentru toată lumea. Vreau să spun că noi cu acest eveniment pot să zic că suntem favorizați, că am avut această posibilitate, în primul rând, suportului nemai văzut a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare. Aș vrea să mulțumesc și UNICEF-ului care a fost implicat activ în această conferință, UNESCO, Organizația Mondială a Sănătății. A fost această conferință o experiență foarte bună de cooperare cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistemițanu, desigur că cu suportul atât a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cât și cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.